Când ai sunat ultima dată pe cineva drag? Mama, bunica, un prieten drag sau cineva important în viața ta? Sunt convinsă că e un moment de pauză, pentru că și mie mi s-a întâmplat asta. Să nu o fac, să las timpul să treacă și să nu îi sun pe oamenii dragi, să le spun că mi-e dor de ei sau pentru că pur și simplu îi iubesc sau să-i întreb ce mai fac. Nu sunăm pentru că n-avem timp. Avem foarte multe deadline-uri, presiune la birou, multe e-mail-uri și întâlniri de muncă. Dar știți, timpul trece și ajungem să-i sacrificăm pe cei mai importanți oameni din viața noastră pentru că ei ne înțeleg. Știu că ne înțeleg, ne-au înțeles întotdeauna, dar și ei au nevoie de noi și noi avem nevoie de ei, iar timpul trece și e posibil să nu mai vină acel moment în care vom avea timp de ei. Așa că provocarea mea pentru astăzi, pentru voi, este să sunați pe cineva drag, să-i spuneți că vă gândiți la el sau pur și simplu să-i dați un SMS sau, mai mult, să-l scoateți la masă sau să-i faceți o vizită. Înseamnă enorm pentru el.